să fie Iisus Hristos. Dragi ascultători, iubiți credincioși, se apropie cu pași repezi Crăciunul. Zilele dinaintea Crăciunului sunt încărcate întotdeauna de evenimente. Pregătirile sunt întoi, lumini și brazi împodobiți, ghirlande luminoase, vitrine strălucitoare, Moș Crăciun, cumpărături, felicitări, cadouri. Se aud colindătorii. Care este semnificația Crăciunului? Cum se pregătesc oamenii? În biserici se participă la liturghiile numite rorate și se va începe curând cântarea novenei de Crăciun. Așteptarea este parcă mai vie, se cântă Îngerul Domnului cu luminele stinse. Toți sunt chemați să trăiască acea atmosferă de așteptare dinaintea venirii lui Hristos, chemați să se pregătească sufletește, să se spovedească, să se împace cu Dumnezeu și să ia hotărâri bune pentru viața lor. Și lecturile de astăzi ne arată care ar trebui să fie prioritățile în pregătirile pe care le facem pentru Crăciun. Profetul Isaia, în prima lectură, ne face să retrăim așteptarea care a precedat primul advent al lui Hristos și speranțele care au însuflețit această așteptare. Este o speranță de lumină, de mântuire, de bucurie. A doua lectură ne vorbește de răbdarea în așteptare, iar Evanghelia ne arată cum s-a pregătit Ioan Botezătorul. Ioan îl așteptase pe Mesia. Duminica trecută am auzit chemarea lui, strigătul, vestea cea bună, împărăția cerurilor este aproape. Ori iată că în Evanghelia de astăzi Ioan este tulburat, în îndoială. Nu cumva s-a înșelat? Încercăm să ne așezăm în locul lui Ioan. Este în închisoare, un prizonier între patru pereți. Iată încercarea cea mai teribilă. Credința este zdruncinată. Un fel de voce distrugătoare îi sugerează: tot ce ai crezut până acum s-a năuit. Vezi bine, nimeni nu te eliberează. Ioan și-a petrecut toată viața în deșertul Iudeii prevestind venirea lui Mesia. A pregătit calea Domnului chemând oamenii la botezul pocăinței și acum el se află în închisoare. Între timp Iisus și-a început activitatea publică. Ioan aude că el face minuni mari. Astfel trimite doi mesageri să-i amintească lui Iisus despre el. Care este răspunsul pe care îl dă Iisus lui Ioan? Îi reamintește de profeții, de profețiile care se împlinesc. Există un paralelism între prima lectură și Evanghelie. Ținutul pustiu și uscat se va veseli, spunea prima lectură. Deșertul se va bucura și va înflori cum înflorește crinul. Se vor deschide ochii orbilor și vor auzi urechile surzilor. Cel șchiop va sări ca cerbul și limba celui mut se va dislega. Când se vor întâmpla lucrurile acestea, puteau să întrebe oamenii din timpul lui Isaia. Răspunsul? Când va veni Mesia. Și în Evanghelie, noi am auzit, este timpul împlinirii. Răspunsul lui Iisus este cât se poate de clar, demonstrând în persoana sa împlinirea profețiilor. Îl provoacă pe cel care întreabă să găsească el însuși soluția. Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan Botezătorul ceea ce ați auzit și ceea ce vedeți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor le este vestită Evanghelia. Și adaugă, fericit este acela care nu se va scandaliza de mine. Ioan are de înfruntat în temniță o încercare de credință care îl va purifica și îl va apropia și mai mult de inima lui Dumnezeu. Deși închis, Ioan era liber. Deseori și noi suntem în propriile închisori, tulburați, înfricoșați. Bolile, necazurile, încercările ne fac să intrăm în îndoială. Privim astăzi la Ioan Botezătorul
și înțelegem că soluția se află în dialogul neîntrerupt cu acela care poate să ne ridice poverile. Semnele prezenței lui Dumnezeu sunt în primul rând de natură spirituală. Era odată un orb care a devenit predicator și el atrăgea mulțimi când predica pentru că, în ciuda faptului că era orb din punct de vedere fizic, își începea predica spunând: orb am fost, dar acum văd. Era liber în spiritul său. A doua parte a Evangheliei ne spune cine era Ioan Botezătorul. Ce fel de om era el? Era pe vremuri un sat în care nu se celebra liturghia decât foarte rar. Oamenii trebuiau să meargă în parohie să străbată pe jos câțiva kilometri și în timpul Adventului erau mulți care mergeau de la filială la biserica parohială pentru a participa la liturghiile de dimineață. Un tată era foarte bucuros când a văzut că fiul lui, cel mai mic, a ținut să-l însoțească. Într-una dintre nopți ninsese foarte mult, zăpada era mare și era greu de străbătut drumul până la biserică. Tatăl mergea în față și fiul călca pe urmele făcute în zăpadă de tatăl său. Tată, merg pe urmele tale, i-a spus copilul. Tatăl era mândru, plin de bucurie. Îi plăcea mult această imagine, fiul călca pe urmele sale în drumul spre biserică. Dar Adventul a trecut și cu timpul tatăl s-a luat cu prietenii și a uitat de biserică. Învățase acum alte drumuri, în special îi plăcea unul care ducea în fiecare dimineață la o crâșmă de după colț. În iarna următoare, mare i-a fost mirarea când într-o dimineață a auzit în spatele său un glas cunoscut: tată, uite, vin pe urmele lăsate de tine. Era fiul lui, dar drumul nu mai mergea spre biserică. Și-a amintit cât de mândru era cu un an înainte, dar acum ce învăța copilul lui? S-a decis să părăsească drumul vechi și să revină la cel dinainte. Ce fel de urme a lăsat Ioan Botezătorul? Terminându-și răspunsul, Iisus începe să vorbească mulțimilor despre cel ce-l anunțase. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie legănată de vânt? Răspunsul îl știau toți. Ioan nu era o trestie clătinată de vânt. Acest bărbat din deșert, a cărui atitudine fermă i-a dus închisoarea, era un om curajos. Ei l-au auzit cum a denunțat păcatele lui Irod Agripa. Nu ți este permis să iei în căsătorie pe soția fratelui tău. L-au auzit cum i-a chemat pe soldați și pe farisei la pocăință. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia ce va să vină? Ioan nu era acela care să se clatine, să se îndoaie după cum bate vântul. Nu ceda în fața amenințărilor și a promisiunilor. Are curajul de a rămâne el însuși chiar și atunci când vântul își schimbă direcția. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu, continuă Iisus? Un om îmbrăcat în haine moi? Și de data aceasta oamenii știau răspunsul. Nu era omul care să trăiască în confort, în palatele regilor. Ei l-au văzut în pustiu îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă. Știau că se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan, crescut în deșert, este un om adevărat. Dacă intră în palatul regelui, o face pentru a deranja, pentru a spune că nu este de acord, pentru a suna alarma. Chiar și atunci când stă în închisoare, reușește să semene neriniști. Ioan este un profet și mai mult decât un profet, spune Iisus. El este acela despre care s-a scris: iată, eu trimit înaintea feței tale pe crainicul meu,
care va pregăti calea înaintea ta. Urmele pașilor lui Ioan conduceau spre Hristos. Era mesagerul, vestitorul care anunța sosirea lui Mesia și pregătea căile. Întreaga viața lui nu a fost decât un glas spre a striga contemporanilor săi această minunată veste a mântuirii spre iertarea păcatelor. Era omul principiilor, al lipsei de comoditate, al sincerității. În rugăciune și în pocăință și-a pregătit misiunea de a anunța lumii pe Iisus. Ne impresionează și ne dau întotdeauna curaj oamenii care au principii clare și le trăiesc până la capăt. Unul dintre ei a fost și episcopul Anton Durcovici, de la cărui moarte în închisoarea de la Sighetul Marmației s-au împlinit săptămâna trecută 56 de ani. Spre miezul nopții, povestește un martor, un trup scheletic dezbrăcat, plin de răni și sânge, a fost aruncat într-o celulă unde se mai aflau 15 suflete chinuite. În fața acestei scene, părintele Friedrich s-a reprezit cu o pătură și l-a acoperit. Din cauza durerilor și a gerului, episcopul Durcovici n-a putut dormi în acea noapte și a mai găsit tăria să încurajeze pe sărmanii deținuți zicându-le: duceți crucea Mântuitorului care s-a răstignit pentru păcatele noastre, căci va veni ziua învierii și pentru mult încercatul popor român. A fost apoi luat și dus într-o celulă singur, unde a murit la 10 decembrie 1951. Dragi ascultători, iubiți credincioși, suntem în Advent. Puțin timp ne mai desparte de sărbătoarea Crăciunului. Credința în promisiunile lui Dumnezeu și speranța că ele se vor realiza ne sunt puse uneori la grea încercare în viața noastră de credință. Iar Adventul revine an de an pentru a ne ajuta să depășim mai ușor dubiile de credință și să ne reaprindem speranța că la capătul drumului ne așteaptă Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu care vine să ne salveze. Situațiile disperate sunt schimbate într-o experiență de viață, pace și fericire, pe care deșertul care înflorește, despre care am auzit în prima lectură, îi prezintă imaginea cea mai semnificativă. Mesajul lecturii a doua este de a căuta să fim răbdători, cât mai aproape de Dumnezeu și să ne pregătim pentru venirea Lui. Fraților, fiți dar îndelung răbdători până la venirea Domnului. Întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Ioan Botezătorul a socotit că misiunea vieții sale este de a da mărturie despre Iisus Hristos și de a atrage atenția oamenilor asupra celuia care este mai mare decât el și decât toți. Și noi, asemenea lui Ioan Botezătorul, trebuie să-L facem cunoscut lumii pe Iisus, prin mărturia noastră de credință și prin faptele noastre. Vine Domnul, vine și la acest Crăciun. Ne întărim și astăzi inimile prin ascultarea cuvântului, prin rugăciune, prin a proceda ca Ioan Botezătorul pe care îl prezintă Evanghelia de azi. Urmele pașilor noștri trebuie să conducă mereu spre Hristos. Amin.